Ușa se trântise brusc. Maria se trezise speriată și cu ochii ațintiți către ușă. Văzând că nu e nimeni, a început să bombă nervoasă. Firar al dracu să fii tu de bărbat rău ce ești, de piază rea ce ești. E ora 2:30 noaptea și tu nici acum nu ai mai ajuns acasă. Arză-te ar focul iadului să te arză și pe tine și pe aia la care stai. O să am eu act de cojocul vostru. Bată-vă puterea lui Dumnezeu să vă bată pe amândoi, că mi-ați distrus viața. Femeia, nervoasă, plecase afară să închidă poarta, pentru că din cauza vântului puternic de toamnă, poarta fiind mai șubredă, se deschisese. A ieșit pe ușa casei val vârtej nervoasă. Soțul ei era cam umblăreț, doar că problema era la ea, nici de cum la el, sau poate la amândoi, că n-au știut să gestioneze această relație. Începuse să plouă puternic și era foarte frig. Era început de octombrie. Femeia, extrem de nervoasă pe bărbatul ei, nu știa ce să mai facă și a început din nou să înjure și să blesteme. Era o femeie spurcată la gură. Multă lume i-a spus că ar trebui să o lase mai moale cu blestemele, căci altfel, într-o bună zi, toate aceste lucruri se vor întoarce pe capul ei. După vreo 5 minute, ia câtă că vine și Ionică. Cine este Ionică? Copilașul femeii de 8 anișori. Speriat și zgribulit de frig, întrebând-o pe mama sa. Mami, dar de ce nu dormi la ora asta? Nu pot, mamă, să dorm, nu pot! M-am trezit din cauza vântului. Nu vezi, plouă, bate vântul, a deschis vântul poarta și... Am fost ca să o închid. Da, unde-i tati? Nu-l văd lângă tine în pat. La dracu! Cred că l-a uitat acolo, satana. Cum adică, mami? De ce ești nervoasă? Cum adică? Ce faci acolo? Cum e la dracu? Că nu înțeleg. Ehe, nu înțelegi. Dar ce nu face taică tău acolo, la dracu? În curând n-o să mai facă nimic. Hai, du-te, te culcă. Du-te, te culcă, că mâine te trezești să mergi la școală. Bine, mami. Mă duc să dorm, dar nu te mai supăra. Noapte bună. Noapte bună, Ionică. Noapte bună. Trecuse o oră și jumătate și femeia tot în această stare de nervirea. După altă jumătate de oră vine și Sandu, soțul acestei femei pe nume Maria. Bună dimineața, nevastă! Ce faci? Bună la dracu să te ia, de om rău ce ești! La ora asta vii? Unde ai umblat toată noaptea? Unde ai umblat, știi? Că am probleme. Știi că îi copilul ăsta cum îi și mă lași așa și pleci? Ehe, femeie, am avut și eu treburile mele. Să te bată Dumnezeu și pe tine și pe treburile tale. Ce ai, măi, femeie? Iar au intrat dracii în tine? Iar o luăm de la capăt, aceleași discuții, aceleași lucruri zi de zi? Pe bune, nu te-ai săturat? Nu ți s-a scârbit? Unde ai umblat? Bată-te, Dumnezeu, să te bată! Unde ai umblat? Că mă duci la disperare! Unde ai umblat? Da-și dracului, femeie, și nu mai urla și blestema, că dacă îți dau un dos de palmă, nu te mai recunoaște nici copilul mâine dimineață. Da? Să o bată Dumnezeu și pe ea. Atunci, bărbatul, auzind lucrurile acestea nasoale din gura femeii, o lovi cu dosul palmei, așa cum îi promisese, direct peste gură. Eu ți-am spus să termin, da? Cu blestemele. Și să o lași în pace. Ce ai cu femeia aia? Nu ți-a făcut nimic. Ce tot ai cu ea? Firara dracu să fii cu tot cu curva ta. Că mi-ați mâncat viața amândoi. Nu vă mai supor, moartea să vă ia pe amândoi. Moartea să vă ia, să vă bată Dumnezeu. Du-te, dracului, de femeie proastă. Că de gura ta am plecat și de gura ta plec și de gura ta am să plec. Că zici că ești soră cu satana. Ești mai rău decât o moară stricată. Toată viața așa ai făcut, m-ai tocat la cap. Și tu, și sora ta,
și maică-ta și tot neamul tău. Sunteți niște nebune, niște nebune. Nu înțelegi că ești o nebună? Ți-am spus să nu mai blestemi? Ți-am spus că toate aceste lucruri într-o bună zi se vor întoarce pe capul tău? M-am săturat de tine. M-am săturat. O să vă aranjez eu pe amândoi. Stați fără frică. A doua zi, femeia s-a trezit dis de dimineață și s-a pus să facă ceva de mâncare pentru copil și pentru ei. Bărbatul s-a trezit bucuros, a mâncat și a plecat la muncă, cum așa era zănatul. După ce a plecat, femeia s-a îmbrăcat și a plecat nervoasă la sora sa. Drumul era destul de lung, pentru că sora sa stătea în celălalt capăt al satului, iar tot drumul femeia se gândea ce-a greșit. Ce-a făcut ca bărbatul său să îi facă atâtea necazuri? Dar femeia nu vedea un adevăr crud. Nu vedea faptul că gura ei și lucrurile rele, blestemele, o aduseseră în punctul în care bărbatul său să nu o mai poată avea la suflet. O adusese până în punctul în care relația lor se terminase. Era greu, dar era și mai greu să stai într-o casă cu cineva pe care nu-l iubești, deoarece casa, fără liniște, e cea mai grea închisoare. Ajunsă la sora sa, cele două au început să vorbească și să îi spună Maria tot amarul sufletului ei, surorii sale. Ce să fac, Saveto, ce să fac? Ce să fac, ce să fac ca să se lase de blestemata aia, mâncau ar focurile iadului. Mario, Mario, dar nu mai blestema, Mario, nu mai blestema, Mario, că nu rezolv nimic, Mario. Ți-am zis de atâtea ori, n-o s-o lase niciodată. N-o s-o lase pentru că o iubește, pentru că-s de atâția ani împreună, n-o s-o lase. Nu te înșeală de ieri de azi, Mario, te înșeală de mai bine de 10 ani. Nu te-ai săturat? N-a fost ea, a fost alta. Întotdeauna a avut pe altele. Omul ăsta așa a fost el. Și mai cu seamă, dacă ești mai al dracului de gură, mai rău îți faci. N-are rost să mai blestemi. Termină cu blestemele, termină cu lucrurile astea, că nu rezolvi nimic. N-o să-l faci să se întoarcă la tine, niciodată. Absolut niciodată. Sau lasă-l în pace, că tot la tine se întoarce, tot la tine vine acasă. Nu-i mai fă nimic. Nu vreau. Ori al meu, ori moartea să-l ia. Nu îl mai împart. Nu mai pot. Gata. Nu mai pot. Nu mai pot. Păi și ce ai să faci? Ce ai să faci, femeie? Ce ai să faci ca să-i desparți? Explică-mi și mie. Îi despart. Îi despart pentru că ei după atâta timp încă se iubesc ca în prima zi. Nu pot să știu împreună. Te rog, ajută-mă. E singura mea scăpare. Ei, soră mea, eu știu ce să zic. Fii atent. Eu îți spun ceva. Dar termin cu blestemele și cu toate căcaturile astea. Eu știu ceva care te-ar putea ajuta sau, mă rog, v-ar putea ajuta, dar nu știu dacă este atât de bine. Zi orice, numai zi că-s disperată. Bine. Mâine, la Sfințitul Soarelui, mergi cu mine în satul vecin la baba Călina. Cine dracu mai e și hoașca aia? Pe bune? Eu îți spun să mă ajut să-l mă fac să-l scape nenorocitul ăsta de curva aia și tu mă chem la baba Călina. Ce să-mi facă mie baba Călina? Măi! Fii cu mine la baba Călina. Știu eu ce vorbesc. E vrăjitoarea satului. Gurile rele spun că e amanta dracului și că ce face ea nu poate dezlega nici Dumnezeu, nici dracu. Oh! Păi atunci mergem! Dar trebuie să duc ceva sau trebuie să fac ceva? Da, în principiu ce-ți spune ea să faci o să trebuiască să faci, să duci. Dar te rog să nu te dai de gol. Să taci din gură. Nu, stai fără frică. Bine, hai că am ceva treabă. Și trebuie să mă apuc de lucru că vine bărbatul de la câmp și n-am făcut nimic. Bine, soră mea, îți mulțumesc de ajutor și mă bucur că pot apela la tine. A trecut și această zi și iată că a venit și a Sfințitul Soarelui. Bărbatul femeii, din păcate pentru Maria, ajunsese mai devreme acasă, mai devreme ca niciodată. Și
Tot ca niciodată a început să se intereseze de ea. A întrebat-o, dar unde pleci, muiere? Ce ești așa gătită și ești cam speriată? Unde-i de gând să pleci? La sora mea, că am să o ajut la ceva. Stai liniștită, schimbă-te, spală-te și mergi și mănâncă, că ți-am lăsat mâncare pe cuptor și vezi la Ionică, când o ieși de afară, când o veni de afară, să-i dai ceva să mănânce. Bine, femeie, dar să nu stai mult, că poate facem și noi ceva. Zis și făcut. Au plecat femeile la baba Călina după draci. Doar că ce-au găsit acolo le-au uimit atât de tare încât Maria și-ar fi dorit să nu fi mers vreodată la baba Călina. Când au ajuns acolo, începuse o ploaie soră cu moartea. Baba deja le aștepta în pragul ușii, cu un zâmbet sinistru pe chip. Bine ați venit, fetelor! Cu ce vă pot ajuta? Cu ceva puternic, spuse Maria. Ei, vrăji de dragoste, a? Dar de unde știi asta ce? Ai zis ceva, Mario? Nu, babă Călino, dar sunt curioasă de unde știi. Ai uitat cine sunt eu? Ai uitat cu cine stai de vorbă? Nu, babă, îmi cer scuze. Draga babi, pentru ce vrei să faci tu trebuie răbdare și timp. Pentru că ce vrei tu să faci, astea nu se fac de pe o zi pe alta. Și la cum ai tu gura mare și ești cam și rea de ochi, nu știu dacă o să poți să duci această lucrare la bun sfârșit. Trebuie să fii foarte atentă. Foarte atentă și să ai multă răbdare. Repet, lucru pe care tu nu-l ai. Îți spun ceva și ascultă la mine. Nu o va lăsa niciodată fără vrăji și poate nici cu vrăji. Pentru că ea știe cum să îi vorbească. Și mai rău de atât, știe să-l iubească așa cum tu și nimeni niciodată n-a făcut-o. Și chiar poate și cu vrăjile mele tot va dura până o va lăsa. Nu e nimic bătut în cuie. Iubirea e mare între ei, Mărie. E iubire. Nu e doar o pasiune trecătoare. Femeia rămăsese proastă. În pragul ușii. Dar haideți, intrați, făceți-vă comode, spuse baba Călina. Doamne, ce bine mă cunoști, babă. Dar tu chiar că ești vrăjitoare bună. Ehe, bun, lasă astea. Hai, pun-te jos că vreau să vorbim. Vreau să spun că am nevoie de ceva al lui, o haină, un obiect sau ceva ce poartă mereu la el sau cu el. De la acea femeie la fel, ceva ce poartă ea tot timpul cu ea. Iar dacă nu ai cum să faci rost de un lucru de-a lui, de o haină de-a ei, vezi, caută la el pe haine sau caută în papuci vreun fir de păr, două și adu-mi-le că-s bune și alea. Și vreau ceva de la tine. Ceva de la tine tot așa ce porți tot timpul cu tine. A, și să nu uităm, vreau și câțiva galbeni, că nimic nu e gratis. Am înțeles, babu, atât? Da, iar de restul mă ocup eu. A, și te mai rog ceva. Să nu mai fii cu gura mare. Poartă-te drăgăstos până ce lucrarea se va săvârși. Zis și făcut. Femeile plecaseră și tot drumul au vorbit de baba Călina. Fai, sora, nu vine să cred. Tu realizezi? Băi, femeia asta chiar știe tot. Deci tot. Jur, jur, e expertă, nu glumă. Eu cred că până la urmă nu minte gura satului că asta lucră cu dracu. Băi, prea le știe pe toate. Cât de bine m-a descris ea că n-am răbdare și cât de bine a descris povestea lor de atâta timp. E, sor meu, ți-am spus, nu te duc la fiecine. Dar ea lămurește-mă și pe mine. Tu de unde știi de ea? I-ai făcut vrăjlu mitic al tău? Nu, nu. Nu, Mario, e o altă poveste pe care prefer să ți-o spun altodată. A doua zi, femeia, nemai putând să plece de acasă, a trimis-o pe sora sa cu cămașa bărbatului ei, două fire de păr pe care le găsise la el pe palton și
medalionul ei, adică al Mariei, pe care îl purta tot timpul la gât. Doar că cea mai mare greșeală a ei a fost să îl dea vrăjitoarei. Pentru că acel medalion avea în el o poză cu copilul Mariei și a lui Sandu, cu bietul Ionică. Femeia purta acel medalion întotdeauna la gât și putea să dea orice altceva, dar nu acel medalion. Baba Călina merse în pădure cu lucrurile primite de la sora Mariei lângă râu și săvârșise lucrarea. I-a spus femeii să stea liniștită că într-o lună bărbatul ei nu o să mai aibă treabă cu cealaltă și că o să se întoarcă la femeia sa în genunchi. Trecuseră zile, trecuseră nopți, trecuseră săptămâni și bărbatul Mariei tot la mândra lui ședea. Nevasta supărată, foc și pară, n-a ascultat de ce a spus bătrâna și a rămas în continuare cu gura mare. A tot blestemat și a blestemat de la al treilea neam până la al 100-lea. Iată că după 2 săptămâni vine și bărbatul acasă. Dar era foarte ciudat că venea aproape în fiecare seară foarte devreme. Devreme cum nu venise niciodată. Nevastă sa bucuroasă. Dar degeaba. Cu toate că venea devreme, bărbatul era tot rece și nepăsător cu ea. Nu se culca cu ea, nu mânca cu ea, parcă nu ar fi existat. Femeia nu înțelegea ce se întâmplă. O lună și jumătate bărbatul tot acasă la ora 7 venea, dar era din ce în ce mai rece. De multe ori venea, se spăla și se culca, nici măcar nu mai mânca din mâncarea ei. Femeia supărată a început să blesteme și baba, gândindu-se că poate a păcălit-o, a mințit-o și i-a luat doar banii. Într-o noapte copilul celor doi se trezise și venise plângând în camera lor că visase ceva urât, că visase ceva mare, negru și cu coarne lungi și ascuțite. Femeia nu-și dăduse seama pe moment și încerca să-și liniștească copilul la piept. Îl culcase între ei doi și îi povestise povești cu prinț și prințese ca să-l facă să uite. Dimineața când s-a trezit să facă de mâncare și să pregătească pachetul pentru bărbat și copil, copilul era palid, ardea. Nu știa ce să-i facă. Avea febră, ba se roșea la față și se făcea ca focul, ba era cavarul. Tușea, vomita, nu știa femeia de la ce avea aceste stări de rău. Se speriase și se dusese în sat după medicul de acolo. Medicul venise cât de repede putu, doar că îi spusese că nu e nimic grav. Din punct de vedere medical, copilul e sănătos. Femeia începuse să plângă și disperată l-a întrebat că ce ar putea fi. Ce l-ar putea face pe Ionica lui să fie așa? Doctorul i-a spus că poate din cauza visului, pentru că femeia îi povestise. Dar femeia o ținea una și bună că nu, că visul nu are nicio legătură. Copilul se văita, plângea și striga ca din gură de șarpe de dureri. Se mirase și doctorul. Spusese că așa ceva nu mai văzuse în toată cariera lui. I-a dat niște medicamente și i-a spus să-i facă împachetări în oțet. Dar copilul degeaba tot rău s-a simțit. Deodată, în timp ce ea vorbea cu doctorul, conversația lor le-a fost întreruptă de niște bătăi puternice în ușă. Femeia a mers în fugă la ușă. Când a deschis ușa, sora sa. Sormio, lasă-mă în casă. Fată, ai auzit ce s-a întâmplat în ultima vreme? Mă rog, ultima veste, ai auzit-o? Nu, ce e? Hai, zi că nu mă simt bine. Lui Ionică e rău de aseară, nu știu ce să-mi fac. Păi, ce are? Nu știu, soră meu, are febră, vomită. Domnul doctor e la noi și spune că nu are ce să-i facă. Nu știu ce să fac, sunt disperată. O fi răcit. Nu, doctorul zice că e ok, nu e de la răceală, nu știu ce să zic. O fi de ochiat. Nu e că i-am descântat. Bine, hai să spun de ce am venit. Mândra lui bărbatul tău îi plecată la ea în sat, că o muri măsa. S-a dus acolo și a rămas și cred că va rămâne mult și bine, că vrea să vândă casa, vrea să facă curat, nu știu ce face acolo. A, ce?
Mă așteptam să te bucuri, văd că ai o față de om mort. Da, dar cum înțeleg eu de ce a venit ăsta așa de devreme, de fiecare dată acasă? Mhm. Din cauza faptului că curva lui e plecată. Nu știu, pe ce a venit de vreme? Da, vine de ceva timp, aproape în fiecare seară la 7, 7, 8. Numai îmi stă nopțile plecat. Nu știu, dar eu asta am auzit de prin sat că ar fi plecată, că i-a murit măsa. Oare o fi murit din cauza vrăjilor pe care l-a făcut Călina? Aia nu cred că o dat niciun rezultat. Taci, fată, cum să nu dea niciun rezultat? Nu vezi că nu mai sunt împreună? Nu vezi că a murit măsa? Bine, măsa nu cred că a murit din cauza vrăjilor, pentru că era bolnavă, mă rog. Era bolnavă de plămâni și oricum trăgea să moară, dar faptul că nu mai sunt împreună, bucură-te! Aha, nu prea mă pot să mă bucur. De aia e rece. Suferă după ea, că nu vede. Că e plecată, că rămâne acolo. Arză, iar... Iar începi. Iar începi. Am crezut că te bucuri. Am crezut că vin să-ți dau o veste bună, nu că încep să blestemi. Încetează, te rog eu. Taci, nu mai blestema. Că o să se lasă de aici să vezi. Baba știe ce face. Îți garantez. Sper. Sper că dacă nu eu mor și m-am scăpat. Bine, hai că te las. Pot să intru să-l văd pe Ionică? Nu, că mi-a zis doctorul că vrea să, mă rog, să fie liniște și numai ce a dormit. Bine, am plecat. Ținem legătura, soră mea, da? Să ai grijă de tine și te rog. Fă ceva să fie bine, bine? Bine. În acea noapte, starea lui Ionică s-a înrăutățit. Iar bărbatul femeii nu a mai venit deloc acasă. Femeia și mai turbată a început din nou să blesteme și din nou și din nou și din nou. A venit dimineața și bărbatul tot nu a venit acasă. Femeia întristată, nervoasă, disperată, că starea copilului, pe lângă faptul că bărbatul nu-i venise acasă, se înrăutățise și mai rău. Și pe zi ce trece, copilul era din ce în ce mai rău, nu știa ce să mai facă. A început să spargă prin casă și să se comporte ca o nebună. O săptămână a tras așa bietul copil și bărbatul ei nu a mai venit acasă. S-a temut, s-a gândit că poate i s-a întâmplat ceva. A întrebat-o și pe sora sa, dar nimic, nimeni nu știa nimic de Sandu. A venit după mai bine de 2 săptămâni acasă. Dar vestea pe care avea să o afle Maria avea să-i schimbe viața complet. Sandu a venit bucuros și i-a spus că se va însura cu mândra lui și că o va lăsa pe Maria. Femeia de disperată ce a fost a început să blesteme din nou și să le dorească moartea și lor și pruncului ce avea să urmeze să vină în viața lor. Bărbatul, nebăgând-o în seamă, s-a dus în cameră să vadă cum se simte copilul și să-i spună că tatăl său trebuie să o ia pe alt drum. Auzise de la cumnata sa că copilul nu e bine. Dar nici nu intrase bine în cameră că ia să valvârtești pe ușă nervos, o ia de gât și urlă la ea. Ce ai făcut, nenorocita dracului, că te omor cu mâna mea? Ce ai făcut? Și a început să urle de durere. Ai omorât copilul. Ce? Poftim? Iar femeia în acel moment a început să urle și mai tare decât el. Cum să-mi spui așa ceva? Cum să-mi spui că am omorât copilul? Ești cretin, ce ai? Mergi în cameră să vezi că e tot bătut și strâns de mâini și de gât și nu mai are suflare, e mort. Ce ai făcut? Femeia nu înțelegea ce s-a întâmplat. Nu înțelegea ce vorbește soțul ei. Femeia nu înțelegea. Nu înțelegea absolut nimic. A intrat în camera copilului său și a văzut pe pat că băiețelul ei nu mai respira, că băiețelul ei era vânăt, băiatul murise. Băiatul își dăduse ultima suflare în timp ce părinții săi se certau.
Farmecele și blestemele acelei femei s-au întors împotriva ei. Cea mai mare greșeală a ei a fost că i-a dat acel medalion acelei vrăjitoare cu băiatul. Femeia i-a cerut ceva al ei, doar al ei, pe care Maria să-l poartă tot timpul cu ea, dar ceva care nu includea și alte persoane. Ea i-a dat medalionul purtat cu poza băiatului, iar moartea, în loc să ia pe cine trebuie, l-a luat pe el. Ea a blestemat și i-a tot spus vorberele, iar moartea nu s-a îndurat și a luat tot ce a fost mai drag. Singura bogăție pe băiatul ei. Băiatul a murit, femeia l-a îngropat și a rămas singură, pentru că soțul ei s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, care i-a făcut doi copii frumoși și care i-a alinat durerea pe care bietul Ionică i-o lăsase în urmă. Vrăjile nu au funcționat, deoarece dacă Dumnezeu vrea să protejeze, protejează. Și chiar și dracu, dacă vrea să facă ceva, sau chiar și dacă dracu nu uită să-și facă lucrările, dacă Dumnezeu vrea să se întâmple ceva, se întâmplă. De aceea nu e bine, oameni buni, niciodată să încercați să blestemați sau să faceți vrăji pentru cineva care nu vă face fericiți. Cel mai bine e să plecați și să lăsați acea persoană în urmă, pentru că toate acele lucruri se întorc împotriva voastră. Mai cu seamă dacă Dumnezeu vrea acest lucru. Nu e bine nici să blestemi, nici să încerci să te încurci cu lucruri diavolești, pentru că ele pot fi întoarse înapoi până la al șaptelea neam. Tămăria s-a ales praful, a înnebunit de durere și a umblat de nebună luni întregi prin tot satul, până într-o noapte în care a murit spânzurată de grinda casei. Iar vrăjitoarea a rămas să facă aceleași lucruri. Nu a fost vina ei, ci vina femeii, că a dat lănțișorul cu băiatul ei și că nu și-a ținut gura potolită așa cum îi spusese baba Călina. Iar dragostea celor doi nu a putut fi ruptă nici de diavol, nici de nimeni, deoarece dacă Dumnezeu nu vrea să se întâmple, nu se întâmplă, nici dacă dracu nu uită ce are de făcut. Dragi strigoiași, aceasta este povestea tristă a soției pe nume Maria. O poveste, colecție de viață importantă pentru noi toți. Colecție de viață care ne face să ne dăm seama că magia neagră există și că nu e de jucat cu așa ceva. Mai cu seamă dacă nu știm să ținem în frâu toate aceste energii. Ca de fiecare dată vă spun, aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți. Noapte bună!